Pe scurt, sunt regizor și sociolog, produc filme, fac cercetări de teren în domeniul sociologiei și antropologiei socioculturale și acum aproximativ 4 ani am descoperit Câmpul Lung Muștelul. Mi s-a părut un loc interesant, foarte puțin cunoscut și de fiecare dată când am ajuns aici am descoperit mai multe resurse locale care, din păcate, nu sunt valorificate deloc. Așa că m-am gândit cu mijloacele științelor sociale și ale cinemaului să încercăm să începem să le punem în valoare, măcar să fie aflate, cunoscute și apoi să vedem ce mai poate fi făcut. Care a fost primul contact pe care l-ați avut cu Câmpul Lungul? Prima dată am fost la festivalul organizat de domnul Emil Hagi, la Apa Sărată, și dânsul a început să mă introducă în aspectele arhitecturale, în diversele. Experimentul este o premieră aici la Câmpul Lung sau ați mai organizat astfel de festivaluri și în alte localități? Am mai organizat festivaluri în București, dar în direcția aceasta de dezvoltare socială bine structurată și care are niște etape sustenabile, e o premieră, prima dată când am făcut acest. E un mic algoritm social pe care îl propunem comunității din Câmpul Lung, care pare să fie destul de inactivă, dar din declarațiile multor membri ai comunității, pare să-și dorească să iasă din această letargie în care se află societatea din România în general.